La dezbaterea publică au fost prezenți reprezentanții structurilor din sistemul sanitar ai județului Bihor, Maramureș, Cluj, Satu Mare, Bistrița, Năsăud și Sălaj. Reprezentanții Sălajului la acest eveniment au fost pe lângă reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate, Direcției de Sănătate Publică, Spitalului Județean, Serviciului de Ambulanță și numeroși șefi de instituții, plus primarul municipiului Zaleu Radu Căpâlnașiu, președintele Consiliului Județean Tiberiu Marc și prefectul Ionel Ciunt. Printre subiectele discutate se numără și direcțiile de reformă privind restructurarea și reorganizarea sistemului sanitar, proiectul pilot de creștere a veniturilor medicilor din unitățile sanitare publice cu paturi, legea răspunderii civile a personalului medical, adică malpraxisul, precum și proiecte de modificare a statutului spitalelor. De asemenea, ministrul a adus în discuție și posibilitatea de stabilire a elementelor definitorii ale pachetului de servicii medicale de bază. După ce au fost prezentate proiectele, ministrul Sănătății Eugen Nicolae i-a invitat pe reprezentanții instituțiilor sanitare prezenți în sală să vorbească despre problemele cu care se confruntă. Dintre reprezentanții sălăjeni, singurul care a ridicat anumite probleme legate de județul nostru a fost directorul Casei de Asigurări de Sănătate Sălaj, Marius Tăutu. Printre problemele ridicate de acesta se numără și stabilirea unui pachet de bază al serviciilor medicale la care să aibă acces toți pacienții.